La zi de la soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncind întocmai ne-am ales cu, ne-am ales cu Domnul Eminescu. Domnul cel de pasăre măiastră, Domnul cel de nemurirea noastră, Eminescu, Eminescu. Mil furară, Doamne, adineaori, pe înaltul Domn cu tot cu lauri. Mă uscam de dor în piept cu plâng, nu știam că dorm era de dânsul. Nu știam că doina mi-o furară cu străvechea și frumoasa țară, Eminescu, Eminescu. Suntem în cuvânt și toate, floare de latinitate, sub un cer cu stele sudice. De avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece, Eminescu. Acum am și eu pe lume parte, pot îmbrățișa măiastra scarte. Știu că frate-mi ești și-mi ești părinte, acum nimeni nu mă poate minte. Bine ai venit în casa noastră, neamule tu, floarea mea albastră, Eminescu, Eminescu. Suntem în cuvânt și toate, floare de la Trinitate, sub un cer cu stele sudice. De avem sau nu dreptate, de avem sau nu dreptate, Eminescu să ne judece, Eminescu, Eminescu. Na 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 na. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă, că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar azi
luci vedere i nostri, iara saie abiacu, luci vedere i nostri, i quana stele già muri, un cepece se suie, e la pecunu sa. Azi o vedem și nu e, icoana stelei ce-a murit. Încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e. Na 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 na. Tot astfel când al nostru dor pieri în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Lumina stinsului amor ne urmărește încă. Icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e, icoana stelei ce-a murit încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit. Azi o vedem și nu e. Na 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 na. Într-o lume relativă, ce-a făcut, ce-a desfăcut Eminescu-i remușcarea dorului de absolut. Dacă unul și cu unul nu mai vor să facă doi, Eminescu este chipul infinitului din noi, din noi. Ha, Eminescu. Ha, Eminescu. Ha, Eminescu. Ha. Fără el oricare lucru și-ar urma cărarea sa. Fără el chiar steaua noastră dintre stele ar cădea. Pe pământul vechii dacii, cât mai mare, cât mai mic, dacă n-ar fi Eminescu, viața nu ne-ar fi nimic, nimic. Ha, Eminescu. Ha, Eminescu. Ha, Eminescu. Ha.
moldove îi e fiul și muntenii ei nepot. L-a înfiat întreg Ardealul, Eminescu-i peste tot. Într-o lume relativă mai avem un nume sfânt, Eminescu-i România, tăinuită în cuvânt, cuvânt. Ha, Eminescu. Ha, Eminescu. Ha, Eminescu. Ha. Abia atingi covorul moale, mătasa sună sub picior și de la creștet până în poale plutești ca visul de ușor și de la creștet până în poale plutești ca visul de ușor. Din încrețirea lungii rochi răsai ca marmura în loc, se atârnă sufletul de ochii cei plini de patim și noroc. Să târnă sufletul de ochii cei plini de patim și noroc. O vis ferice de iubire, mireasă blândă din povești, numai zâmbia ta zâmbire mi-arată cât de dulce ești. Cum poți cu afarmecul lui noapte să-ntuneci ochii mei pe veci, cu a gurii tale calde șoapte, cu îmbrățișări de brațe reci. Deodată treci o cugetare, un văl pe ochii tăi fierbinți, e întunecoasa renunțare, e umbra dulcilor dorinți, e întunecoasa renunțare, e umbra dulcilor dorinți. Te duceam înțeles prea bine să nu mă țin de pasul tău, pierdută veșnic pentru mine, mireasa sufletului meu, că te-am privit e a mea vină și veșnic n-o să-mi o mai iert. Spâșii voi visul de lumină, tinzându-mi dreapta în deșert. Și-o să-mi răsai ca o icoană a pururi Virginei Marii, pe fruntea ta pur tân' coroană, unde te duci când o să vii? Pe fruntea ta purtând coroană, unde te duci când o să vii? 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 Spunea Nicolae Iorga, Eminescu este cel dintâi scriitor român care scrie către toți românii într-un grai,
pe care românii de oriunde îl pot recunoaște ca al lor. În această zi de comemorare a marelui poet, grupul Crizantema, din cadrul Asociației Nevăzătorilor Argeș, a pregătit un program de muzică și poezie emeneștiană. Vă dorim audiție plăcută! La mijloc de codru des, toate pasările ies. Din mulceac de lumini, de aluniș, la voiosul luminiș. Luminiș de lângă baltă, care în trestea înaltă, legănându-se de unde, în adâncui se pătrunde. După lună, după soare, după stele călătoare, după lună, după stele, după zbor de rândunele, după chipul dragii mele. Mulțumesc, revedere. Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule? Că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. Și de când m-am depărtat, multă vreme am umblat. Ia, eu fac ce fac de mult, iarna biscolul ascult. Crengile-mi rupându-le, apele astupându-le, troienind cărările și gonind cântările. Și mai fac ce fac de mult, vara doina mi-o ascult, pe cărarea spre izvor ce le-am dat-o tuturor, umplându-și cofeile, mi-o cântă femeile. Codurile cu râuri line, vreme trece, vreme vine, tu din tânăr precum ești, tot mereu întinerești. Că mi-e vreme, cânt de veacuri, stele-mi scânte pe lacuri. Vreme, de vreme bună, de vreme rea sau bună, vântul bate, frunza-mi sună, de vreme bună rea, mie-mi curge Dunărea. Numai omul schimbător pe pământ rătăcitor, iar noi locului ne ținem cum am fost, așa rămânem. Marea și cu râurile, lumea cu pustiurile, luna și cu soarele, codrul cu izvoarele. Seara pe deal, buciumul sună cu jale. Turmele lurg, stelele scapă în cale. Apele curg, clare izvoare vântâne. Sub un salcâm, sub un salcâm, dragă mă aștepți tu pe mine. Sub un salcâm, sub un salcâm, dragă mă aștepți tu pe mine. Luna pe cer trece așa scumpă și clară. Ochii tăi mari caută frunza cea rară. Stelele nasc umbre spre bulta senină. Pieptul de dor, pieptul de dor, fruntea de grijă ți-e plină. Pieptul de dor, pieptul de dor, fruntea de gânduri ți-e plină. Cete legeni, cete legeni, codrule, fără ploaie, fără vânt,
cu crengile la pământ. De ce nu m-aș legăna dacă îmi trece vremea mea? Ziua scade, noaptea crește și frunzișul mi-l rărește. Bate vântul frunza îndungă, cântăreții mi-a lungă. Bate vântul dintr-o parte, iar n-aici vara-i departe. Și de ce să nu mă plec dacă păsările trec peste vârf de rămurele, trec în stoluri rândunele, ducând gândurile mele și norocul meu cu ele. Și se duc pe rând, pe rând, zarea lumii întunecând, și se duc ca clipele scuturând aripele, și mă lasă pustiit, vestejit și amorțit, și cu dorul singurel de mă îngân numai cu el. La steaua, la steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă că mii de ani au trebuit luminii să ne ajungă. Poate de mult s-a stins în drum, în depărtări albastre, iar raza ei abia acum luci vederii noastre. Icoana stelei ce-a murit, încet pe cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și noi. Tot astfel când al nostru dor pierii în noaptea adâncă, lumina stinsului amor ne urmărește încă. Mai am un singur dor. Mai am un singur dor. În liniștea serii să mă lăsați să mor la marginea mării. Să-mi fie somnul lin și codrul aproape. Pe întinsele ape să am un cer senin. Nu-mi trebuie flamuri, nu voi sicriu bogat, ci-mi împletiți un pat din tinere rame. Și nimeni în urma mea nu-mi plângă la crește, doar toamna glasă de-a frunzișului vește. Pe când cu zgomot cad izvoarele într-una, alunece luna prin vârful lungi de brad. Pătrunză talanga al serii rece vânt, deasupra-n teiul sfânt să-și cuture creangă. Când noi mai fi pribeag de atunci înainte, mor troienii cu drag aducerea minte. Lucifer, ce răsar din umbra de cetin, fiind un prieten, or să-mi zâmbească iar. Va geme de patimi al mării aspru cânt, ci eu voi fi pământ în singurătate. Lacul, lacul codrilor albastru, nu feri galben îl încarcă, tresărind în cercuri albe, el cu tremură o barcă. Și eu trec de-a lung de maluri, parcă ascult și parcă aștept. Ea, din trestii să răsară și să-mi cadă lin pe piept. Să sărim în luntra mică, îngânați de glas de ape, și să scap din mână cârma și lopețile să-mi scape. Să plutim, cuprinși de farmec, spre lumina blândei lune, vântul trestia lin foșnească, unduioasă apă sune. Dar nu vine singuratic, în zadar suspin și sufăr, lângă lacul cel albastru, încărcat cu flori de nufăr. Pe lângă pliopii fără soț, adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea, primi șoaptă de răsărit.
dintre sute de catarge. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile? Dintre păsări călătoare ce străbat pământurile, cât o să le încerce oare vânturile, valurile? De-i goni fie norocul, fie idealurile, te urmează într-o locul vânturile, valurile. Neînțeles rămâne glasul ce străbate cânturile, zboară veșnic îngânându-l valurile, vânturile. Și dacă ramuri bat în geam și se cutremur plopii, e ca în minte să te am și încet să te apropii. Și dacă stele bat în lac, adâncul luminându-i, e ca durerea mea să o împac, înseninându-mi gânduri. Și dacă norii dești se duc, de iese în luciu luna, e ca aminte să-mi aduc de tine întotdeauna. Azi zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie, noi muncim în tocmai n-am ales cu, n-am ales cu Domnul Eminescu. Domnul cel de pasăre măiastră, Domnul cel de nemurirea noastră, Eminescu, Eminescu. Mil furară, Doamne, adineauri, pe înaltul domn cu tot cu lauri. Mă uscam de dor în piept cu plânsul, nu știam că dor era de dânsul, nu știam că doina mea furară, cu străvechea și frumoasa țară, Eminescu, 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 Eminescu. Astăzi, zi mare pentru poporul român. Astăzi, zi mare pentru eternitate. Astăzi, zi mare pentru întreg mapamondul. Eminescu a fost, este și va rămâne Eminescu. Eminescu rămâne santificat în sufletele noastre. Eminescu este poezie, este filozofie, este iubire de țară, de pământul strămoșesc, este religie, este istorie, este tot ce are mai bun și ce va avea mai bun de aici înainte poporul român. Eminescu, Eminescu, Eminescu. Eminescu dintotdeauna a dorit ce e mai bun pentru poporul român. Eminescu ne-a reprezentat și ne reprezintă. O să încerc acum să recit versurile prin care Eminescu ne lasă o moștenire. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele vânjoase, arme cu tărie la trecutu-ți mare, mare viitor.
fiarbă în cupes, vinul spumege pocalul. Dacă fiți mândri, asta ți-o nutresc, căci rămâne stânca, deși moare valul. Dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca nopții stele, ca zilei zori. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, viață în vecie, glorii, bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fală și mândrie dulce Românie, asta ți-o doresc. Nu am pregătit un material, să zic așa, foarte didactic, însă îmi permit să încep cu o poezie pe care am scris-o aseară, pentru că este limbaj universal, iar prin Eminescu toți putem îndrăzni într-o poezie. Eminescu peste timp. Tu, Doamne, Tu, Emin cel dulce, înainte ca a nopții geană să se culce, Tu vii cu atanorul Tău nemuritor să aduci mulțumire tuturor. Copiilor să le înfrăgezești simțirea, bătrânilor să le cinstești albirea, tinerilor idealuri să le dai, vitejilor curaj și bunilor un crez, prin tine îngerul cel neburghez, plin de iubire și iubirii stăvilar. Tu, Domnul clipelor înaripate, vașnic stegar și luptător pentru dreptate, Tu te vădești un aurar fidel al firii și al gândului rebel, Tu macini nu la moara lui același și zideai din vremea-ți nemurirea peste plai. Tu ești cu tinerețea înfrățit, cu suflet simplu, frunte dulce, Tu luminezi al nopții cerul înstelat cu inspirația-ți ce ne-a luminat. Tu stihui limba veche și înțeleaptă, în vorbe ce cuprind calea cea dreaptă, vorbe de duh cu sara înțelepciunii, pe tis bătâna lumea periciunii. Tu lămurești odorul neînfrânt al sfinților născuți pe acest pământ, ca într-un corp măreț de catedrală, tu rânduiești rugă și bună socoteală. Neprihănit ca visul de fecioară, a lumii fericire pe o vioară și pe un fir de păr, tu duios o închini la moși, strămoși, la nepoți și la buni. Frumoasa Românie ți-e mirasă și straiul mândru în fiecare casă, din cartea ți se întrețese în vis blând, o sfântule poet de dor flămând. Vă mulțumesc! Am să citesc o scurtă cuvântare, nivelul la care pot să zic în parte că am ajuns eu în înțelegerea lui Eminescu, pe lângă iubirea care este inefabilă și, cum să vă spun, neîndoielnică a fiecărui om de suflet, mi-am pus câteva gânduri pe hârtie. Visuri cu Eminescu. Este prima întrebare de care mi-amintesc că am fi încolțit în minte în urma lecturilor din Eminescu. Cum a fost posibilă atâta precocitate, profunzime, noblețe și autenticitate la un spirit ce a expiat ca un sfânt quasi totalitatea destinului istoric al neamului său? El a fost întruparea unui duh de neșters care ne poate deopotrivă odihni și renaște sau reînvia. Departe de a fi fost doar un cosmopolit, un tânăr hrănit cu studii înalte și profunde, el a fost un mărgăritar de autentică raritate și prețiozitate. El a trăit, cum ar fi spus mai târziu Mircea Eliade în culegerea de eseuri Solilogvi, asceza sincerității totale. El a fost un copil frumos cu spirit liber, însetat de adevăr, de dreptate, de aventuri romantice și de cunoaștere. A reușit să devină și să rămână, poate, marele idol nemincinos al neamului nostru. Un profet autentic la răspântie de epoci a reușit să coaguleze tot ceea ce are exemplar spiritualitatea națională, îmbrățișând-o deopotrivă pe cea universală.
Miracolul eminestian a devenit ruga soteriologică a acestui pământ înspre mântuire, bântuit de blesteme sociale și istorice. El a câștigat pentru tot românul cu suflet pătimitor, însă doritor de îndreptare și curăție, partea noastră de cer. Prin scrisul lui supraviețuiește sufletul creștin al românului Neauș, poezia lui inefabilă și misterioasă, filocalică, deschisă către speranță și reverie romantică. Înțelepciunea lui Eminescu, mintea lui atot cuprinzătoare și deprinsă cu analiza nuanțelor celor mai subtile, a fost comparată cu o cameră luminată în care totul este străveziu, transparent, elocvent. Teodor Ștefanelli, în amintiri despre Eminescu, îl descrie, student, ca pe un boem, un galant pitoresc și proverbial. Era original, însă deopotrivă clar văzător și curios de a descifra un imens material de cunoaștere. Și am să închei cu o povestire care se vrea un îndemn ca noi să privim omul Eminescu cu toată umanitatea din noi, în orice clipă și cu deosebire în clipele cruciale, pentru că el este așa cum mulți scriitori și-au făcut datoria și bucuria de a-l prezenta, este un înger. Adică este o suprarealitate din care noi ne putem hrăni tot ce este bun și frumos și pozitiv. Iar eu m-am oprit la un fragment din cartea lui Grigore Băjenaru, Mici povestiri despre oameni mari, un fragment care cuprinde umorul. După cum am observat, Eminescu era o personalitate care nu putea să nu atragă atenția. Cu toate acestea, firea lui autentică, umană, caldă, a rămas ca un unicat. De ce oare? Este oare Eminescu un unicat? Sau Eminescu trăiește plenar în personalitatea noastră interioară, în afectele noastre? Și cred că pentru a ne da răspuns la această întrebare, trebuie să pornim de la a privi cu multă atenție și băgare de seamă pe omul Eminescu. Eu am ales un fragment ușor, pentru că să nu facem greșeala ca din toate creațiile lui atât de diverse, geniale, să ne oprim numai pentru a arăta celorlalți că iubim pe Eminescu, ci să iubim la modul cel mai benefic și maximalizat pentru folosul tuturor. Un ospăț de pomină. Eminescu a fost o fire voioasă, exuberantă. Îi plăcea mult teatrul și se ducea în special la comedii, unde râdea cu atâta poftă, încât spectatorii din jur erau antrenați și făceau haz mai mult de râsul lui exploziv decât ce se depita pe scenă. În prima lui tinerețe, pe când studia la Viena, era mare amator de farse. Povestește un coleg al lui de atunci, ajuns mai târziu profesor universitar, că Eminescu stătea în gazdă la o bătrână austriacă, împreună cu un alt român, un băiat mai înstărit, care primea lunar din țară, din belșug, atât bani cât și alimente. Eminescu o ducea mai greu, dar asta nu influența cu nimic buna lui dispoziție. Într-o zi, la prânz, toți studenții români s-au dus la restaurantul unde obișnuiau să-și petreacă timpul liber și să bea câte un șvarț. Printre ei era și Eminescu. Nu mai e nevoie să spun că șvarțul nu le potolise foamea, ce începuse să le dea ghest, ci dimpotrivă. Și culmea ironiei pentru cei flămânzi, ușa bucătăriei se deschise zgomotos și în restaurant intră o tânără și blondă chelnăriță cu mai multe porții de cârnați bine rumeniți pe varză călită și o serie de crighele cu bere spumoasă. Câțiva dintre studenții noștri nevoiași priviră cu jind și înghițiră în sec. Bineînțeles că Eminescu le ținea cu fidelitate companie. Văzându-i că se uită cu atâta adorație la cârnații prăjiți, le spuse lingându-și buzele: vreți să mâncați câte o pereche de cârnați pe varză și să vă stinge setea cu câte un crigăl de bere proaspătă? Unul dintre ei, mai mucalit, se ridică și răspunse în hazul tuturor: această ciudată întrebare nu poate avea decât un răspuns. Da. Iar ceilalți, ca la o comandă nevăzută, strigară mai abitiri decât briganzii din Hernani: da, 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 de trei ori da. Bine, în cuvință Eminescu, surâzând mefistofelic, eu am voit să am asentimentul vostru, al tuturor, ca nu cumva să fiu refuzat. Dacă e așa cum spuneți, așteptați-mă, vă rog, aici. Într-o jumătate de oră sunt înapoi. Până atunci, înarmați-vă cu acea virtute pe care filozofii o numesc răbdare. Și iată aici și un pac de tutun prima cu foița lui. Auf Wiedersehen. Revedere, limba germană. Și Eminescu se întoarse acasă și se duse glonț la bătrâna lui gazdă. Gnädige Frau Rose, o mare nenorocire i s-a întâmplat colegului meu de cameră, Herrn Gramadă. Iezus Maria Iosef, a fost rănit în vreun duel, sărmanul tânăr? A, nu, nu, nu e chiar atât de gravă nenorocirea. Altceva i s-a întâmplat.
S-a așezat la restaurant pe un scaun ce avea două cuișoare ieșite și când a voit să se ridice pentru o mică treabă și-a sfâșiat pantalonii, dar așa de rău încât omul nu mai poate pleca pe stradă. Îi se văd albiturile și trebuie să recunoști că e mai mare rușinea. Vai, 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 și ce-i de făcut? M-a rugat pe mine să vin să iau pantalonii cei negri, să-i duc la restaurant să se schimbe. Bine că are două perechi. Madame Roza, care îl știa pe Eminescu cam șugubăț, nu prea înclina să-l creadă și îi ripostă. Dar nu vă supărați, domnule Michel, nu v-a dat un bilet pentru mine, că dumnealui cam așa obișnuiește când îmi cere ceva. Ah, cum de-am uitat, se plezni Eminescu cu palma peste frunte. Sigur că mi-a dat, poftim. Și după ce se scotoci puțin prin buzunarele hainei, scoase un bilet împăturit în patru, îl desfăcu și îl arătă. Poftim, stimată doamnă Roza, dați domnului Eminescu pantalonii mei cei negri, care îmi sunt absolut și imediat necesar, cu mulțumiri, grămadă. Nemțoaica își ridică privirea mirată asupra tânărului ei chiriaș. A scris românește? Eminescu rămase surprins, dar numai o clipă. Adevărat, vezi, în grabă, bietul băiat a uitat să că dumneata nu știi de când nemțește. Dar uite aici, scălitura, doar eu cunoști, că ți-a scris și dumitale din țară de atâtea ori. Da, da, e drept. Asta e semnătura domnului grămadă. Poftim pantalonii, ce ghinion pe bietul tânăr. Eminescu își făcă pantalonii foarte grăbit și o luă la goană spre cel din tâi telal care ieși în cale. Îi vându cât putu mai bine și nu se mai opri decât la restaurant, unde intră gâfâind, dar cu fața radioasă. Bătu în masă cu o siguranță de banchier și dădu comanda înșirându-și banii dinainte. 5 porții de cârnați pe varză, 10 chifle și 5 crighele cu bere. Apoi, făcând socoteala, spuse încântat. Și ne mai rămâne și pentru încă 5 șvarțuri. Fiii festin în toată regula, băieți, dați-i fălci. E inutil să mai descriu cum a decurs masa studenților noștri. Dar iată că a doua zi, chiar, amicul grămadă trebuia să se ducă într-o vizită simandicoasă. O rugă deci pe Madame Roza să-i perie bine, să-i calce pantalonii negri. Cum era și natural, bătrâna holbă ochii la el neștiind ce să creadă. Dar nu i-ați cerut dumneavoastră ieri când a venit domnul Eminescu și i-a luat ca să vi-i aducă la restaurant? Ce Eminescu? Ce restaurant? Strigă grămadă, venindu-i să cadă grămadă vorba aceea, că își dădea seama că e ceva necurat la mijloc. Nemțoaica se înfurie. Atunci strig și eu, ce pantaloni negri? Grămadă se uită la Eminescu care râdea într-un colț pe înfundate. Ah, corsar de uscat, ce ai făcut cu pantalonii mei? Ascultă-i, spuse Eminescu abia stăpânindu-și cnelile. Ți-au plăcut cârnații cei apelipsiți pe varză călită și chiflele proaspete și rumenite, dar berea rece a fost bună, așa-i? Mi-ai dat pantalonii pe cârnați. Ferească Sfântul, se putea să fac așa ceva? N-ai văzut că am plătit cu fileri? I-am vândut la telal. Alminte, mai aveați voi parte de o masă atât de gustoasă, care ne-a uns la inimă? De altfel, când v-am cerut asentimentul, dacă vrei să mâncați cârnați, să beți bere, tu ai acceptat ca și toți ceilalți, dacă nu mă înșel. De ce nu ți-ai vândut pantalonii tăi, negustor de piei de cloșcă? Cum puteam să-i vând pe ei mei când am o singură pereche? Frumos mi-ar fi stat să mă duc la Universitatea de Nizmene, dar tu, având două pereche, mai echitabil, trebuie să recunoști. Grămadă, din înfuriat cum era, izbucni și el în râs. Apoi curiozitatea nu-i dădu pace. Dar cum Dumnezeu de ți-a dat Madame Roza fără niciun bilet din partea mea? Ba, dacă nu te superi, am avut și bilet în regulă din partea ta, îl liniști Eminescu. Ce tot spui că eu nu știu nimic? Madame Roza, dragă, fii amabilă și adă biletul ce ți-am dat ieri pentru pantalonii domnului grămadă. Pe bilet erau scrise următoarele. Dragă Eminescule, mă rog ție, fii bun și dă-i aducătorului pentru colegul nostru Silvian, critica rațiunii pure a lui Kant. Cu mulțumiri al tău grămadă. Măi că șoltic mai ești, cu tine n-o scoate omul la capăt. Hai la telal să-mi iau pantalonii înapoi îndegreabă. Mai degrabă, numai de nu i-o fi vândut și el. Și în numele meu și al dumneavoastră aș vrea să aduc un omagiu și actorului Adrian Pintea, care l-a jucat atât de frumos pe Eminescu și ne-a plăcut tuturor. Se pot spune foarte multe lucruri despre Eminescu și cu cât știi mai mult, cu atât îți vine mai greu să alegi un subiect sau altul. M-am gândit, pentru că sunt și elevi în sală și în cer iertare față de cei care știu mai mult despre Eminescu, dar înainte de a începe să spun ceva, vreau să le mulțumesc celor de la Asociația Nevăzătorilor, să le mulțumesc pentru efortul pe care l-au făcut, pentru spectacolul care l-au prezentat
în fața noastră și să mi-exprim regretul că n-am putut veni mai devreme să le văd spectacolul și să-i aud din respect pentru efortul mare pe care l-au făcut și pentru dragostea lor, iată, pentru creația emineștiană. Eu vă mulțumesc și încă o dată îmi cer iertare că n-am putut veni mai devreme. Domnul Chiva ne-a anunțat de spectacolul dumneavoastră, dar acesta este programul și am făcut tot ce am putut ca să vin să prind totuși ceva din spectacolul dumneavoastră. Am să vorbesc despre două lucruri, nu foarte pendelete, ca să nu pun la încercare răbdarea și timpul dumneavoastră, despre data nașterii lui Eminescu și despre primul volum, ediția Princeps, apărut, așa cum știți, în decembrie 1883, ianuarie 1884. Și aici există întrebarea de ce 83 și de ce și ianuarie 84. În privința nașterii poetului există, așa cum știți, mai multe date. Trebuie să ne oprim asupra uneia singure și anume data de 15 ianuarie 1850, pentru că ea, această dată apare înscrisă în registrul de nașteri de la Biserica Uspenia, adică adormirea Maicii Domnului din Botoșani. Există și alte date, dar indirecte, pe care le cunoaștem din faptul că la înscrierea la școala primară apare data de 20 decembrie 1848, că în registrele societății Junimea este de asemenea înregistrată ca declarație a zilei nașterii chiar de către Eminescu, dar spune că nu-și aduce aminte foarte bine, tot 20 decembrie 1849. De asemenea, Matei relatează că a văzut pe o psaltire a tatălui său înscrise în ordine datele de naștere ale copiilor, iar în dreptul lui Mihail era scrisă tot data de 20 decembrie 1849. De asemenea, mama relatează că își amintește că l-a născut pe Eminescu într-o scrisoare, își amintește că l-ar fi născut pe Eminescu în ajunul Crăciunului. Există și alte date, chiar în mai 1848, deci cu aproape 2 ani mai devreme decât data, aflată în registrul de nașteri de la Biserica Uspenia. Nu numai asupra datei nașterii au existat controverse, dar există controverse și asupra locului nașterii. Fie că este vorba de Soleni, în Bucovina, fie că este vorba de Dârmănești, tot acolo, fie că este vorba de Ipoteș sau Botoșani. În registru de nașteri stă scris foarte bine Botoșani. Da? Botoșani, știind că familia Eminovici are un corp de case chiar în apropierea Bisericii Uspenia, acolo unde se produce înregistrarea nașterii feciorului Mihail și a botezului. Este posibil, acestea sunt speculațiile care se fac, este posibil să fi fost o iarnă foarte grea, așa ne comunică datele meteorologice din iarna lui 1849-1850, că a fost o iarnă grea, cu nămeți mari, că Eminescu s-ar fi născut la Ipotești și în momentul în care drumurile s-au desfundat și s-a putut merge către Botoșani, l-au dus pe prunc la Botoșani pentru a-l înregistra și a-l boteza. Dar avem iarăși o problemă, pentru că în registrul de nașteri este înscrisă data botezului 21 ianuarie, nu 15 ianuarie ca dată a nașterii. Deci avem două date. 15 ianuarie data nașterii și 21 ianuarie 1850 botezul lui Eminescu. Așa ca fapt divers, pentru cine n-a văzut sau n-a citit sau nu știe cu
amănunte, în măsura în care o să găsesc foarte repede, să citim exact cum arăta foaia aceasta de naștere a lui Eminescu. Sper să găsesc rapid. Da? Numărul curgătoriu. Astăzi am spune numărul curent. În vremea respectivă era numărul curgătoriu, da? Și scris în dreptul numărului curent, 3. Adică 3. Data nașterii cu ziua, cum se scria în vremea respectivă, 5 spre 10, scris cu cratimă între numerale și prepoziție. Luna ghenari, adică ghenarie sau ianuarie. Data botezului, ziua 21, luna ghenari, adică tot ianuarie. La sexul se scria cu CS, scrie, are două rubrici, fiu și fică. Este înregistrat, este scris în drept acolo, fiu. Numele care le s-au dat pruncului la botez, Mihail. Numele și pronumele, nu se scria, poate că nici popa nu făcea diferența între pronume și prenume, în vreme nu se făcea, da? Numele și pronumele, starea sau meseria părinților pruncului, domnul Gheorghi Iminovici, căminar, cu soția sa, Ralu, proprietar. Poliția sau satul unde s-au născut pruncul, în orașul Botoșani. Numele și pronumele nașului sau a nașii, domnul Vasile Jurașcu, stolnic. Iscăliturile, era obligația a preotului, a nașului și a părinților. Ioan Iconom, preotul cu semnătura, Vasile Jurașcu, stolnic, cu înscrisul am fost naș și semnătura, Gheorghe Iminovici Căminar, Raluca Iminovici Căminăreasă și cu semnătura respectivă. În versificarea unuia dintre basmele care stau la baza poemului Luceafărul, dintre cele două, culese de germanul Richard Kuniš, așa cum știți dumneavoastră, într-o vizită la Budapesta, București, în Moldova și țara românească până la Istanbul, adică până la Istanbul, va înscrie și câteva basme românești, între care Das Mädchen im Goldenen Garten, adică fata din grădina de aur, în grădina de aur, și apoi Miron și frumoasa fără corp. Bine, traducerea nu este așa, pentru că este Jungfrau, care înseamnă virgina sau fecioara. Jungfrau ohne Körper, deci frumoasa fără corp. Frumoasa fără corp este imaginea, și de aici Eminescu rămâne cu această imagine, a frumuseții absolute, a ideii de frumusețe, prototipul frumuseții. Da? Și atunci în Luceafărul este această reține de aici, dublul acesta al feminității relative întrupate, multiplicările, da? Și frumusețea ca idee. Cum ar trebui să arate frumusețea în sine? Cum ar trebui să arate rațiunea în sine, adevărul în sine? Pentru că sunt adevăruri ale fiecăruia, așa cum sunt relativitățile frumuseții feminine întrupate în fiecare femeie. Dar trebuie să existe și un prototip al frumuseții. Aceasta este frumoasa lacului, așa cum apare în Miron și frumoasa fără corp sau fecioara fără corp, pe care Miron nu o poate cuprinde, nu o poate atinge, da? Pentru că e de abur, e de aer, e doar o imagine. Și aici ne ducem în Platon, în sfârșit. Ideile sunt mai multe, se leagă. De aceea este și frumos Eminescu, pentru că ne trimite către spații culturale, spirituale, dintre cele mai diverse. Luceafărul are această variantă, sunt două, de fapt, este versificat întâi și primul basm și al doilea basm, după aceea sunt și alte variante. Și așa mai departe. Le puteți urmări în ediția Perpesicius, care începe în 1939, din cele 17 volume. Al 17-lea volum cuprinde 3 tomuri atât de groase, doar cu mari, da? Sunt cărămizi, dacă le scap pe picior, îți rupe degetele, da?
al 17-lea volum e format din 3 tomuri, numai bibliografia la Eminescu. Sunt mii de cărți și sute de mii de articole până în 1989. Nu până astăzi, pentru că din 89 până astăzi s-au mai scris iarăși câteva sute de cărți și câteva mii de articole referitoare la creația eminesciană. Că se zice că Eminescu nu mai e actual, nici vorbă. Abia acum au început unii să-i descopere într-adevăr în profunzimea lor articolele de publicistică, cu constatarea, fără a spune cuvinte mari, că este cel mai mare jurnalist al tuturor timpurilor în ceea ce privește jurnalistica românească și unul dintre cei mai importanți, mergând până la lucruri de adâncime. Eu nu voi citi cuvinte mari, mă refer doar la partea istorică și de la analiză literară, pentru că e bine să avem și formulări de acestea de aniversare a lui Eminescu în ceea ce marii noștri cărturari, nu există cărturar român, mare, personalitate sau scriitor care să nu se revendice din Eminescu și să nu scrie ceva despre Eminescu. De la măcar un articol până la tomuri și cărți nenumărate. Asta înseamnă că nu ne putem uita la cei care sunt detractorii lui Eminescu și fie din motive care nu sunt de analizat aici, fie din necunoaștere, fie din răutate, fie din poză, pentru că cel mai ușor te afirm negându-i pe cei mari. Da? E o modalitate de când lumea. Nu poți să devii tu mare dacă nu calci în picioare unul mai mare ca tine, pentru că trebuie să-l omori pe ăla întâi pentru a te afirma. Apoi, referitor la publicarea volumului Princeps în decembrie 1883, Maiorescu ia hotărârea să apară volumul în 20, spre 20, la începutul lunii decembrie, când era aniversarea nașterii lui Eminescu. Nu e întâmplătoare data. Volumul apare în 16 decembrie, și pentru că se epuizează repede și n-au putut să scoată foarte multe volume în decembrie 83, s-a mai scos un rând de, s-a mai editat un rând de exemplare în ianuarie 1884, în ediție de lux cu 4 culori, nu se știe dacă a fost și portocaliu, da? Este o presupunere, dar se știe foarte bine, coperta era roșu, verde și galben. Bine, acesta nu este un volum Princeps, da? Acesta este volumul domnului eminescologului Nicolae Georgescu Argeșan, da? De la Jupânești, unul dintre importanții, ca să nu zic mari cărturari ai care cercetează viața și creația eminesciană. S-au editat doar 80 de exemplare de către Academia Română a acestei cărți. Sunt bucuros că am un exemplar cu autograful domnului Georgescu, pentru că încearcă în acest volum să redea, și cu studiu critic, pentru că e o ediție critică, acele variante care să respecte ortografia și punctuația folosită de Eminescu, nu de editori, pentru că se știe foarte bine că Maiorescu, în ediția din 83, ca și în unele poezii publicate de Eminescu în Convorbiri literare, a intervenit asupra textului, a modificat punctuația, a scos niște ghilimele, de exemplu scoate ghilimelele într-un rând, Eminescu pune două rânduri de ghilimele pentru a marca visul în vis. Și evident, editorul Maiorescu și după Maiorescu și ceilalți n-au mai pus cele două rânduri de ghilimele, așa cum apar ghilimelele acestea în textul genuin și cu aprobarea lui Eminescu din Almanahul Societății România Jună din Viena, din aprilie și apoi din iunie în revista Dunărea. Pentru că avem înainte de publicarea la 1 august 1883 în Convorbiri literare a variantei maioreștiene a poemului Luceafărul, mai avem două variante anterioare
cu ortografia și cu punctuația așa cum le-a așezat Eminescu. Știm astăzi foarte bine că Maiorescu a scos 4 strofe din Luceafărul, i s-au părut nepotrivite, că alți editori, cum a fost Garabeti Brăileanu, și el mai scoate câte un cuvânt pentru că îi se pare neeminescian, n-ar suna așa în nuanță eminesciană și că mai mult ar strica textul decât s-ar potrivi, și introduce alt cuvânt și așa mai departe. Editorii ceilalți vor lua în seamă, în special, ediția Maiorescu. Maiorescu chiar, așa ca fapt divers, pentru că a fost preocuparea mea și este în continuare printr-o serie de cărți și o serie de articole, între care vă prezint pe aceasta Lucian Costache, Mihai Eminescu, eseuri deschise, Chipul de aer și Chipul de lut, există o problemă hotărătoare în interpretarea poemului Luceafărul. Eu zic că aduc o noutate, dar ca orice noutate va trebui și înțeleasă și acceptată de critică. Până la urmă, orice noutate se impune greu după 100 și ceva de ani de critică, mergând pe filiera unei editări care, din punctul meu de vedere, este eronată. Adică, dacă în finalul Luceafărului avem versurile acelea celebre pe care le spune toată lumea, ce-ți pasă ție, virgulă, chip de lut, virgulă, dacă o-i fi eu sau altul, da? Maiorescu pune puncte de suspensie, pune punct, după aceea pune semnul exclamării, pune semnul întrebării în cele 11 ediții a Maiorescu pe care le scoate până în 1911, începând cu 1883, iar după Maiorescu toți ceilalți editori vor pune fie semnul întrebării, fie semnul exclamării. Nici vorbă de apoziție când e vorba ce-ți pasă ție, virgulă, chip de lut, virgulă. Acolo e apoziție și critica literară a mers pe ideea ușurătății femeii. Femeia chip de lut, da? Spre deosebire de Luceafăr, ființă eterizată, eternă, nemuritoare și așa mai departe. Nici vorbă, da? Din punctul meu de vedere, acolo nu există virgulă, a doua virgulă, poate nici prima cum e în manuscrise, ce-ți pasă ție, chip de lut dacă o-i fi eu sau altul, cu nicio referire la ea. Eu, Luceafărul, dacă fi voi chip de lut sau altul, adică dacă voi fi unul neidentitar, unul din toți, adică în ipostazele acestea masculine infinite, nenumărate. Și atunci ar relativiza imediat ideea de frumusețe absolută. Eminescu nu destramă în finalul Luceafărului, în finalul Luceafărului, prototipul acesta al prea frumoasei pe care îl descrie atât de frumos în începutul Luceafărului. De ce să-l distrugă în final? Femeia trebuie să rămână pe de o parte femeia întrupată, adică relativitățile corporale, avatarii fiecărei ființe, până la Arheu și așa mai departe, că discuția e lungă. De ce să-i destrame ideea aceasta de frumusețe absolută, ideea de frumusețe pe care o construiește atât de subtil? Altfel n-am putea înțelege de ce e vorba de Cătălina ca dublu, așa cum zice Călinescu. Pe de o parte, prea frumoasa, care este frumusețea absolută, ideea de frumusețe, și Cătălina, adică frumusețea întrupată într-o femeie pământeană, oarecare, da? Una din întrupările și din relativizările particulare, individuale ale frumuseții femeii ca prototip a îngerilor din senin, cum zice tot Eminescu. De ce să destrame lucrul acesta când Cătălin o vede altfel? Cătălin o vede ca frumusețe întrupată. Zice, ei Cătălin, acu ca să-ți încerci norocul. Păi când spune și ce frumoasă se făcu și mândra arzo focul, păi când spune ce frumoasă se făcu, se făcu și noi intuim acolo se făcu și se trecu, ca orice frumusețe care se face și trece, ca orice ființă umană care trăiește prin frumusețe feminină la o vârstă, apoi îmbătrânește și moare. E o frumusețe efemeră, nu e ideea de frumusețe și atunci contrapune relativizărilor, multiplicărilor, întrupărilor feminine, frumusețea feminină în sine, adică ideea de frumusețe. Și nu spulberă această idee de frumusețe în final, pentru că textul ar coborâ atunci. Iar cu referire la Luceafăr, același lucru. Da? Cătălin are și el o tendință
cu farmecul luminii reci, gândirile strebate îmi revarsă liniște de veci pe noaptea mea de patim, de la iubire încearcă să se ridice la rațiune, există rațiunea absolută, adică aceea a demiurgului, ideea de rațiune absolută, ideea de rațiune, ca și frumusețea absolută, cu care se va confrunta rațiunea relativă, în relativizarea Luceafărului, în descendența lui, în coborârea lui pe pământ, adică în a deveni avatar. Știm foarte bine, și aici e bine ca elevii să știe că nu e vorba de niciun pleonaz, cum mai prezintă unii profesori, cobori în jos Luceafăr blând. Nici vorbă. A coborâ înseamnă coborârea din spre sferele superioare, întruparea. Cuvântul avatar, care vine din sanscrită și înseamnă coborâre. De aici cobori în jos. Întrupează-te în lumea de jos. Adică capătă trup. Nu pot iubi o himeră, nu pot iubi o stea. Trebuie să iubesc o întrupare a unei ființe masculine. Cum nu pot iubi, mă pot îndrăgosti, pot rămâne cu nostalgia frumusețe absolute, dar mă împlinesc alături, cum sunt și eu, da, într-o frumusețe relativă. Și atunci poemul deschide cu totul alte orizonturi de interpretare decât cele obișnuite și cu care critica literară ne-a obișnuit. Evident, eu n-am orgoliu să îți înșusească lumea punctul meu de vedere. Domnul Georgescu merge pe aceeași idee, nu ca interpretare, dar merge pe aceeași idee a lipsei celei de-a doua virgule și care să coboare imaginea prea frumoasei în finalul poemului. Acolo, în revista Dunărea și în Almanach, înainte de intervenția lui Maiorescu, nu există virgulă. Manuscrisele ne arată și filozofia lui Schopenhauer ne arată că, de fapt, acolo este vorba de ideea aceasta de relativizare. Ce-ți pasă ție, ce-ți pasă ție, da? Chip de lut dacă oi fi eu sau altul, adică voi fi un oarecare, ce ți-ar păsa? Cine aș mai fi eu dacă sunt unul din mulțime, neidentificat, fără identitate, cum este și Cătălin, copil din flori și de pripas. Da? Și asupra asasinării și asupra bolii sunt foarte multe lucruri de spus, sunt zeci de cărți, sunt lucrări ale unor medici, nici vorbă să fi avut sifilis, nici vorbă să fi fost un schizofren, nici vorbă să fi murit neapărat datorită unei lovituri, ci datorită unui complot. Da, în sfârșit. Permiteți-mi ca din partea Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, București 1890-91, filiala Argeș, și Asociației de Vexilologie, vexilologia se ocupă cu steagurile, da? Tricolorul, diploma cetățeană al românismului, doamnei director Carmen Elena Salub. Multă plăcere. Scrie aici pentru contribuția remarcabilă la unitatea prin limbă și cultură, prin puntea de legătură neîntreruptă a românismului de pretutindeni, a iubirii de țară, a întregirii neamului românesc în patria strămoșească comună, pentru participarea la activitățile de cultură, educație și știință. Semnează subtenatul ca președinte al Ligii și domnul George Rotaru, istoricul George Rotaru, ca președinte al Asociației de Vexilologie Tricolorul. Și de asemenea, permiteți-mi și vă rog să-i înmânați diploma celui care a inițiat aceste activități, din câte știu, care le susține și care îi suntem recunoscători pentru faptul că a susținut întotdeauna cultura în Pitești și în județul Argeș. Aceeași diplomă, cu permisiunea dumneavoastră, se acordă domnului primar Tudor Pendiuc. Vă rog să-i după cele spuse de domnul profesor Lucian Costache, extrem de consistente și de sugestiv prezentate, ceea ce voi spune eu seamănă cu desertul, mă iertați, după un dejun copios. Două lucruri vreau să vă spun și apoi să vă citesc o scrisoare scurtă. Vreau să vă spun că există câteva cuvinte care ne definesc pe toți ca ființe profunde, pe toți fără excepție. Mamă, acasă, te iubesc, mă doare, mi-e dor, iar în cazul nostru al românilor, Eminescu. Convingerea mea este că și dacă ne-ar trezi cineva în toiul nopții cu mascații,
și ar pronunța cuvântul Eminescu, am ști imediat despre cine este vorba, care este sensul cuvântului, la cine se referă. Cu alte cuvinte, Eminescu face parte din vocabularul de bază, intim, sufletesc, mental, al fiecăruia dintre români. Al doilea lucru pe care vreau să-l exprim în fața dumneavoastră ține de faptul că, indiferent de trendurile care circulă pe planetă la ora actuală, unul dintre ele se referă la necesitatea, se spune, a multiculturalității, a globalizării, se vorbește despre nevoia de a implementa, de a impune o cultură europeană. În opinia mea, câtă vreme vor exista națiuni și cred că trebuie să existe națiuni, va exista și Eminescu. Eminescu este intim legat de ideea de națiune română. Și acum, pentru că s-a tot vorbit, s-a tot citit și foarte bine s-a făcut despre Eminescu omul, eu vreau să vă citesc o scrisoare scurtă pe care Eminescu, bărbatul îndrăgostit, i-a trimis-o iubitei lui rămase în eternitate, Veronica Micle. Dulcea mea amică, așa-și spuneau îndrăgostiții. Adormind seara cu gândul la tine și deșteptându-mă dimineața tot cu el, aș putea să-ți scriu toată ziua fără să obosesc, dacă cititul nu te-ar obosi pe tine. Nu știu de ce orice lucru, chiar acelea care n-au a face deloc cu tine, îmi aduc aminte de tine. Ce ai tu a împărți cu teii, cu florile și frunzele de tei? Poate unde ești așa de dulce ca mirosul florilor acestora. Nu rimează bine, gentilesse absolue, dar nici mâinile noastre nu rimează, că cea mai urâtă și a ta albă și subțire și tot se strâng câteodată într-o singură strofă de 10 degete. Astfel, dulcea și drăgălașa mea mică, m-am prostit cu desăvârșire și sperez de la îndurarea cerului că nu mă voi cuminți niciodată, cel puțin față cu tine, nu. Și n-am măcar un portret bun de al tău. Sub un portret bun aș înțelege unul fără coafiură înaltă, pe care capul tău cel mic să ocupe proporțiile lui proprii, căci numai pe acestea le iubesc. În genere te iubesc în proporții cât se poate de proprii. De aceea și sărut mâinile fără mânuși, ochii fără ochelari, fruntea fără pălărie și picioarele fără ciorapi. Și te rog să nu mă uiți mai cu seamă când adormi. Mihai, vă mulțumesc frumos! Nu degeaba s-a scris cu peste un secol în urmă de către mari poeți și scriitori, printre care și Vlahuță. Tot mai citesc măiastra-ți carte, deși ți-o știu pe din afară. Sau pe Eminescu noi, poeții tineri, zadarnic vom cerca. Nu-l vom ajunge. Erau absolut convinși și contemporanii și cei care au urmat după că nu va putea fi egalat. Ce pot spune eu în acest context în care timpul ne presează pe toți? Am să vă spun doar două aspecte. În expunerea de data trecută, domnul Lucian Costache a avut de asemenea o intervenție foarte doctă și a povestit și a relatat despre faptul că foarte multe dintre scrierile care se refereau la Eminescu erau rodul ipotezei. Și, într-un fel, este și firesc, dar asta nu înseamnă că totul ce s-a scris este foarte adevărat sau limpede. Pe mine, din monografia care a fost ani de zile la îndemâna tuturor și în timpul studenției, și nu numai pe mine, m-a pătruns și mi-a plăcut fraza finală din monografia poetului care aparține lui George Călinescu. Vă amintiți cu toții acel final care sună frumos și care pătrunde în inimile tuturor. Astfel se stinse în al optulea lustru de viață. La început n-am știut, după aceea m-am documentat. Lustru este o unitate de măsură. De la un an, unitatea următoare utilizată este deceniu, care înseamnă 10, apoi secolul 100 și mai multe 10 secole, mileniu și așa mai departe. Însă lustru este o unitate a jumătății de deceniu, de 5 ani. Și dacă se fac socotelele matematice, se dumirește oricine. Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet pe care l-a dat vreodată pământul românesc. Și apoi vine fraza cu incantație. Și îmi răsună și acum în urechi vocea chiar a lui George Călinescu la radio, care se păstrează în Fonoteca de Aur. Ape vor seca în albie
și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când sevele acestui pământ se vor aduna în țeava subțire a altui crin de tăria parfumurilor sale. Și cel de-al doilea aspect s-a spus nu de puține ori, iar după decembrie 89 s-a spulberat această idee că Eminescu ar fi fost ateu. Nici vorbă, vorba domnului Costache. Vreme de 50 de ani n-am văzut tipărită doina, se cita doar trunchiat, codru frate cu românul, legătura dintre poet și natură, dar asta era lângă versul și dezbracă Sara, sânul, Ștefane Maria ta, să-i la Pudna nu mai sta, se știe de ce n-a mai fost publicată atunci perioada aceasta unde apăreau muscalii de acălare și atât de altele. Însă realitatea vremurilor nu o poate contesta nimeni. Și atunci voi declama în încheiere, sper să nu mă trădeze memoria din cauza emoției, o rugăciune, chiar așa este intitulată, rugăciune închinată Maicii Domnului. Crăiasă alegându-te, îngenunchem rugându-te, înalță-te, ne mântuie din valul ce ne bântuie, fii scut de întărire și zid de mântuire, privirea-ți adorată asupra-ne coboară, o Maică prea curată și pururea Fecioară, Marie. Noi, ce din mila Sfântului, umbră facem pământului, rugăm-ne îndurărilor, luceafărului mărilor, din neguri te arată, lumină dulce, clară, o Maică prea curată și pururea Fecioară, Marie. Vreau să vă spun că am avut șansa de a studia în liceu limba română cu profesorul Spinei, pe care l-am avut și diriginte, de altfel. Primul lucru pe care ni l-a sugerat în momentul în care a intrat în clasă, ne-a întrebat dacă avem cărți de română, de limba română. Mi-a spus da, ce era să spunem. Toți am spus da. Și le aveți la voi? Da. Ia să le văd. Mi-am scos cărțile pe masă. Zice, bine, în pauză sau după ce plecați de la liceu să vă duceți să vă cumpărați țigări de ele. Am rămas toți muți. În fiecare oră de română scriam câte 6, 7 până la 10 pagini de caiet studențesc. Ne preda într-un rit groaznic. Și am făcut literatură română cu adevărat. Era o oază a literaturii române clasice în timpul comunismului. Am învățat Eminescu într-un hal fără de hal. Lovinescu, Titu Maiorescu. Nu prea ne povestea despre poeții comuniști. Nu, n-am învățat nimic despre ei. Vă spun cinstit. Rebreanu, Blaga, sigur. Deci vă dați seama, știți despre ce e vorba. Știți că nu avea nicio legătură cu cartea de programă și așa mai departe. Nu. Studiam română, literatură română. N-a îndrăznit să ne spună ce s-a întâmplat. Ne-a sugerat cam ce s-a întâmplat cu Eminescu, relația dintre Titu Maiorescu și Eminescu, începutul relației, sfârșitul relației. Nu ne-a spus mutamo cam despre ce a fost vorba, dar ne-a sugerat, părerea mea este că a fost unul dintre cei mai mari eminescologi pe care l-am cunoscut eu, profesorul Spinei. Gândea și în același timp ne spunea și Eminescu era chiar
preferatul lui era, în momentul în care începea și vorbea despre Eminescu, îl vedeam pe Eminescu, pur și simplu. Îl vedeam scriind, îl vedeam gândind. Nu pot să înțeleg de ce n-a fost recunoscut în timpul vieții Eminescu. Probabil că a devenit și foarte incomod din cauza ideilor sale socialiste. Interesant este că în același timp, da, nu cred că e o problemă, nu are nicio legătură ideile politice cu faptul că era, ar fi fost ateu. Nu, n-a fost ateu. Nu, era, nu era nici un om foarte credincios, dar credea în Dumnezeu. Eu nu o să vă citesc din Eminescu, dacă nu l-ați citit, păcatul dumneavoastră. O să citesc o singură poezie pe care am scris-o atins de duhul lui Eminescu. Sper să fie, în orice caz, total impresionat de ce a fost și ce a reprezentat acest om, nu pentru literatura română, pentru că traiectoria lui pe firmamentul literaturii române n-a fost foarte vizibil ceea ce a lăsat. El n-a scris pentru vremea lui. Este foarte clar că n-a scris pentru vremea lui. Este ca acele invenții care sunt înțelese după un anumit timp, după mult timp. Iacătă, s-au scris atâtea cărți despre ceea ce a înțeles el, ceea ce a gândit el. A cuprins enorm filozofie, limbi, știință chiar. Deci, o gândire profundă, profundă. Și o să vă citesc poezia domnului Eminescu. Spirit ce zboară cu întinse vele, nimic în viață nu l-a doborât. Un soare născut printre mii de stele, ce pe pământ român a coborât. În dor de grai, el și-a găsit puterea, a fost ales, a fost atins cu aripă de divin, amorul trist, rima, i-a fost averea, gândul i-a fost povestea lui Călin. Din vorba lui, încă cea mai frumoasă, și azi albinele culeg nectar, lângă lacul lui ne simțim acasă, recitând doina ce ne-a dat-o în dar. A cântat în roldel și în scrisori, cu versuri ce au ecou în nesfârșit, ne-a arătat că suntem trecători prin soartă ca un vultur ce-i rănit. Ne-a dojenit și ne-a urat colinde, plecăm cu el în vis seara pe deal, iar când prin ceruri luna o aprinde, se aude în codru sunet de caval. Suferim și iubim cu el în gând, cât ne purtăm patimile între vii și în amintiri ne mai găsim plângând, rostind cu dor de dor, de ce nu-mi vii? A văzut tot, a știut tot în lume, l-au bucurat și frunzele și neaua, într-un album etern a lăsat nume și ne-a uimit pe toți visând la steaua. Luceafărul i-a fost tragic destin, plecându-i fruntea către infinit, a înviat și a murit puțin, până când floarea albastră l-a găsit. Din pomul vieții a cules măr de aur, prin harul său l-a prefăcut în pană și a devenit al poeziei faur, cu vieți cântate în artelor strană. Bard patriot din neamul românesc, iubitor pătimaș de neam și țară, născut pe plai străbun moldovenesc, unde graiul e cântec de vioară. Spui Eminescu și simți bucurie, spui Eminescu și te simți român, spui Eminescu, știi că în veșnicie, pe plaiul mioritic ești stăpân. Bine v-am găsit la această zi aniversară, o zi importantă pentru poporul român. Geniile sunt meteori ce se mistuie pentru a lumina lumea.
Născut la Ipoteci pe 15 ianuarie 1850, poetul nostru Mihai Eminescu a venit pe lume la vreme de răscruce pentru poporul român. Simțind și având o viziune clară și precisă a vremurilor de atunci, Eminescu a reușit prin poezia lui să transmită mesajul său patriotic întregii națiuni. Luând ca exemplu poezia Scrisoarea treia, unde Mircea cel Bătrân îl întâlnește pe Bayazid, la un semn deschisă-i calea și se apropie de cort, un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, împărate, am venit să mi te închini, de nu schimb a ta coroane, coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, că suntem încă pe pace, eu zic bine ai venit. Observăm că Eminescu scoate în evidență înțelepciunea domnitorului țării românești, dar și mentalitatea dintotdeauna a poporului de a trăi în pace și de a nu duce războaie de cucerire. Și abia plecă bătrânul, ce mai freamăt, ce mai zbucium, codru clocotit de zgomot și de arme și de zbucium, iar la poala lui cea verde, mii de capete pletoase, mii de coifuri lucitoare, ies din umbra întunecoasă. Călăreții umplu câmpul și roiesc după un semn și în caii lor sălbateci bat cu scările de lemn. Pe copii te iau în fugă fața negrului pământ, lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt și ca nouri de aramă și ca ropotul de grindeni, orizontul întunecându-l vin săgeți de pretutindeni, văjind ca vijelia și ca pleznetul de ploaie, urlă câmpul și de tropot și de strigă de bătaie. În zadar striga împăratul ca și leul în turbare, umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare. În zadar flamura verde o ridică înspre oaste, căci cuprinsă-i de pieire și în față și în coaste, căci se clatină răhrite șirul lungi de bătălie, cad asabii ca și pâlcuri risipite pe câmpie. În genunchi cădeau pedeștri, acolo caii se răstoarnă și lovind în față, în spate, ca și crivățul și gerul, pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul. Mircea însuși mână în luptă vijelia îngrozitoare, care vine, 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 calcă totul în picioare. Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliți, printre cetele păgâne trec rupându-și large uliți. Risipite se împrăștia a dușmanilor și raguri și gonind biruitoare, tot veneau a țării steaguri. Ce capotop ce prăpădește ca o mare tulburată, peste un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată. Acea grindină oțelită înspre Dunăre română, iar în urma lor se întinde falnic armia română. Acest tablou al luptei conturat de Eminescu cuprinde toate scenele și zugrăvește în versuri și simțiri adevăratul eroism al armatei române. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de flori, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spumege pocalul, dacă fii mândri, astele nu tresc, căci rămâne stânca, deși moare valul, dulce Românie, asta ce-o doresc. În această strofă, ca și în toată poezia, poetul cuprinde toată istoria țării și îi hărăzește un viitor glorios, pecetuind astfel izbânda neamului românesc în lupta sa cu vicisitudinile veacurilor. Eminescu, poetul romantismului, este un veșnic îndrăgostit de natură, de codru, de izvoare, de foșnetul frunzelor, de legănatul ramurilor, de zborul păsărilor, de iubita care îl așteaptă sub clar de lună. Opera lui Eminescu este complexă, cuprinde în ea toate genurile. George Călinescu afirma, Eminescu e un poet de concepție și asta a stânjenit pe critici care au evitat să analizeze poezia lui cu subînțelesul discret că ea se va perima. Toată arta lui Eminescu stă în a preface ideile în muzică și în metafore, de-a dreptul fără planuri paralele. Eminescu nu filozofează niciodată, propozițiile lui sunt viziuni. Eminescu e întruparea literară a conștiinței românești, una și nedespărțită, afirma Nicolae Iorga. Într-adevăr, ziua poetului național Mihai Eminescu este o sărbătoare națională, este sărbătoarea limbii române, pentru că odată cu el ne-am născut din nou. Cărțile lui pot sta alături de Biblie. Cartea lui Eminescu este Biblia românismului, Biblia neamului nostru. El era conștient de genialitatea sa și afirmă acest lucru în următoarea frază.
Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor, cum soarbe soarele un nour de aur din marea de amar. Am să vă recit câteva poezii pe care i le-am dedicat marelui poet național. Din cartea Ordesos am să vă recit din prima mea carte de versuri poezia Eminescu. Am întrebat un tei cum îl cheamă și mi-a răspuns Eminescu. Am întrebat un râu cum îl cheamă și mi-a răspuns Eminescu. Am întrebat marea cum o cheamă și mi-a răspuns Eminescu. Am întrebat luceafărul cum îl cheamă și mi-a răspuns Eminescu. Cum am să vă citesc, mai am publicat câteva și în lecția de istorie, dar ca să nu lungim prea mult, am să vă citesc ultimele poezii care urmează în volumul 3 pe care intenționez să îl scot în câteva luni. Debobotează botezul neamului, publicată pe 6 ianuarie în Jurnalul de Argeș. Duh din cer, iubit și sfânt, mă botează în cuvânt, în parfum de busuioc, mă botează cu noroc. În izvoare fermecate, mă alungă de păcate. Duhul sfânt și în cer botează, în mister de bobotează, pe ceruri și pe pământ, în albastru de cuvânt. Și în fântâna Eminescu se botează universul. Și mulțumesc. Și poezia Valea Iubirii. Ninge-n vale pe alei vechi arome de iubire, răspândind parfum de tei, Eminescu un strai de mire. Se topesc alunecând sărutări brâncușiene, infinitul unui gând, feți frumoși, vâslind ilene. E un farmec de povești în oceanul de poeme, unde codrii ipotești sting luceafărul de vreme. Aceste versuri le-am publicat în Săgetătorul, suplimentul ziarului Argeș, care publică în continuare multe poezii și mă încurajează la acest lucru. Este, cum să vă spun, un sprijin spiritual al meu și mulțumesc pe această cale redacției ziarului Argeșul, la care am publicat aproape o carte de versuri. Mulțumesc frumos! Atât de frumos s-a vorbit despre Eminescu că nu putem decât să ne simțim mândri că astăzi am putut participa la un așa eveniment. Zic eu, un regal Eminescu. Seara pe deal, buciumu sună cu jale, turmele urc, stelele scapără în cale, apele plâng, clar izvorând din fântâne. Sub un țal câmp, dragă, mă aștepți tu pe mine. Vezi, rândunelele se duc, se scutur frunzele de nuc, s-așează bruma peste vii, de ce nu-mi vii, de ce nu-mi vii? Codrule, codruțule, ce mai faci, drăguțule, că de când nu te-am văzut, multă vreme a trecut, și de când ne-am depărtat, multă vreme
am umblat pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce strălucea, privi atât de des, o lume toată înțelegea, tu nu m-ai înțeles. Dar mai am un singur dor în liniștea serii, să mă lăsați să mor la marginea mării. Dar nu voi încheia cu așa versuri, ci voi încheia cu un elogiu, un elogiu pe care regretatul, dar până mai ieri printre noi Adrian Păunescu, atât de mult l-a îndrăgit și îl îndrăgește chiar de acolo, poate s-au întâlnit pe acolo, pe undeva. Și o să încerc să citesc scrisoarea pe care Adrian Păunescu i-a trimis-o lui Mihai Eminescu. Probabil că scrisoarea n-a ajuns prin poștă. Cred că i-a mânat-o în direct. De din vale de simțire, de din vale de gândire, îți trimit această carte, prea umil măria ta, ca să spun că nu e doina, nici în cartea de citire, nici în inimile celor care în veac ne vor urma. Cum cădem, așa ne lasă. Cinic mod e modul vieții și așa se pare veșnic, era normal să fim. Neamul românesc nu știe să-și păstreze cântăreții. Sunt vardiști care le umblă și în cearceaful lor intim. Doamne al poeziei noastre, îți trimit această carte și te rog să faci un bine celor triști din veacul meu, să nu fie condamnată arta neamului la moarte. Roagă-te din cerul lumii, roagă-te la Dumnezeu, fă ceva și îl convinge despre cumpenele sacre și despre abrutizarea omului prin interes și convinge-l că-i nevoie pe pământ să se mai cânte, dacă toți heralzii morții înaintea noastră ies. Voievoade, toate-s bune, dacă nu cumva sunt rele, dar s-a șubrezit și zace azi cuvântul românesc de atâtea boli ce urcă în limbajul vremii mele. Pentru a-l scoate din restriște, trebuie un Eminesc. De din vale de gândire, de din vale de simțire, grăim, Doamne, către tine că ne ești atât de drag. Să rămâi în firea noastră, în eterna noastră fire. Doamne al rostirii noastre, te silabisește moina, ești pământul României de la tălpi până la brâu. Dă-ne nouă iarăși graiul, dă-ne nouă iarăși doina, să ne plângem rana sacră de la râu până la râu.